Și asta putem să facem cu toții fără nicio restricție, să strigăm din toată inima, slăvit să fie Domnul. Glorie Domnului. Aleluia. Eu am mai spus lucrul ăsta că mie nu-mi place și nu cred că e cum să zic eu așa, oportun ca să vă oblig să spuneți lucrurile astea. Dar dacă aveți libertatea în inimă, aici, în casa Domnului și acasă, lucrul ăsta îl putem face în prezența Domnului. Amin. Să strigăm sau să spunem, să exclamăm, să ne exteriorizăm prin vocea noastră și prin gesturile noastre care vin dintr-o inimă curată, în funcție de starea care o are fiecare. Că într-o stare de întristare și de apăsare e mai greu, nu e imposibil. Prin credință poți să spui. Slăvit să fie Domnul! Aș vrea să vă ridicați în picioare pentru că aș dori să facem o rugăciune. Aș vrea să citesc un text care a fost programat pentru seara aceasta, după care voi citi pentru mesajul care fratele Daniel îl va avea în fața adunării un alt verset. Dar versetele acestea vin să ne întărească că probabil, așa cum spunea și fratele Ionică, suntem mai puțini. Dintr-un motiv obiectiv. E nuntă și o parte bună dintre frați sunt și la ospățul nunții, care a urmat slujbei de dimineață. Și probabil că o să zic că acum suntem mai slabi, mai... Cum o să fie? Ei, uitați cum o să fie. Evrei, capitolul 4, cu versetul 14. Și vă rog să luați aminte și să vă întăriți la auzirea citirii acestor cuvinte. Astfel, fiindcă avem un mare preot însemnat care a străbătut cerul pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, și acum, să rămânem tari în mărturisirea noastră. Doamne ajută-ne! Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoi. Slăvit să fie Domnul! Amin. Cuvinte de încurajare pentru cei ce sunt îndemnați să rămână tari în mărturisirea lor. Ca să rămâi tare în mărturisirea ta, trebuie să o ai. Și care e mărturisirea ta? Și mărturisirea este aceasta. Dumnezeu ne-a dat viața veșnică și aceasta este în Fiul Său. Cine are pe Fiul are viața, cine n-are pe Fiul lui Dumnezeu n-are viața. V-am scris aceste lucruri ca să știți că voi care credeți în numele Fiului lui Dumnezeu aveți viață veșnică. Asta e mărturisirea. Și să rămâi tare în mărturisire și mai ce? Și să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului lui Dumnezeu. Și asta trebuie să o facem tot noi. Și asta o să o facem în această rugăciune. Ca Dumnezeu, și să-L rugăm pe Dumnezeu, să ne dea putere să rămânem tare în mărturisirea noastră și să putem să ne apropiem cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să ce? Ca să primim ceva, să primim îndurare, să găsim har și să fim ajutați la vreme de nevoi. Și aici, în versetul 15, spune un lucru foarte important, care aș vrea să-l luăm pentru noi, toți care ne găsim aici. Căci nu avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Care nu are slăbiciuni? Și de multe ori, diavolul folosește slăbiciunile dintre noi, sau slăbiciunile noastre, ca să ne acuzăm unii pe alții de slăbiciunile noastre. Și asta nu e ok. Pentru că toți le avem. Și eu mai spun câteodată, așa, când există o acuzație de slăbiciune a unei persoane împotriva altei persoane și zic, mai un pic cu milă, că așa face și Dumnezeu, că slăbiciuni le avem toți. N-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. El a trecut prin slăbiciuni, ca și noi, n-a păcătuit. Noi câteodată am căzut. De aceea, cu încredere,
să mergem în rugăciunea aceasta, să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea putere, să rămânem tari în mărturisirea noastră și să ne apropiem și să ne apropiem cu deplină încredere de Dumnezeu și copii. Și voi puteți să faceți lucrul ăsta. Să rămâneți tari în mărturisirea voastră. Probabil că aveți cuvinte mai puține. Și eu am fost la școală și mi-era rușine, mi-era jenă, mi-era greu ca 30 de copii care se uitau la mine altfel, eu să le mărturisesc ce? Știam și eu Tatăl nostru, Ioan 3 cu 16, Psalmul 23 și cam atât. Știu că e greu de voi, dar asta ne spune cuvântul Domnului, să ne rugăm ca voi să rămâneți tari în mărturisirea voastră. Amin, în comportare, în vorbire, în fapte și haideți să o facem așa cum stăm în picioare toți. Epistola lui Iacov, capitolul 4, versetul 14. Și nu știți ce va aduce ziua de mâine, căci ce este viața voastră? Nu sunteți decât un abur care se arată puțintel și apoi piere. Vă rog să ocupați locurile. Din acest verset, fratele Daniel Borgovan va avea un mesaj pentru noi. Fanfara va lăuda pe Domnul, apoi cu toată biserica să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare, apoi iarăși fanfara și apoi vom asculta mesajul Domnului. În seara aceasta, pentru că așa sunt condițiile, când punctele acestea se vor epuiza, vom merge la casele noastre. Colecta o vom face duminica viitoare. Adunați ce ați dus pentru colectă în seara aceasta și o să punem data viitoare. Să știți că Dumnezeu nu se supără, El contabilizează toate lucrurile. Vreau să vă spun o experiență în lucrul acesta. Împreună cu un unchi de-a meu, cu mai bine de 30 de ani, când începusem lucru, am hotărât în privința financiară amândoi. Ne-am învoit la un lucru. Și unchiul meu, pentru că avea o urgență financiară, a luat din suma care era pusă într-o direcție anume și a zis el, am să o completez data viitoare. Și n-a mai completat-o. Și a uitat. A neglijat. Și s-a dus cu trenul și pentru că a întârziat, n-a mai apucat să-și ia bilet. Și știți cum era pe vremea aceea, că o mai puteai rezolva și în tren. De data aceea nu s-a putut rezolva deloc. Și s-a mirat el cum de a primit o amendă destul de mare. Și când a făcut verificarea, era exact suma aceea care o neglijase de la partea Domnului. Nu este nici o predică, nici un îndemn, ci este doar un punct de vedere de a fi serioși, de a fi consecvenți și cu această lucrare. Nu puțin neînsemnată, de fapt, ca și cu toate celelalte. Acum să ascultăm fanfara, să ascultăm și să cântăm cu toți împreună o cântare spre slava Domnului, apoi iarăși fanfara și Domnul să dea putere și fratele Daniel Borgovan. Și fie ca îndemnurile din seara aceasta să ne facă și să ne dea mai multă îndrăzneală de a ne apropia de Dumnezeu. Pentru că El ne cheamă, veniți la mine. Și contează foarte mult și de îndrăzneala noastră. Și noi de multe ori sau câteodată putem zice, Doamne, acum nu mă simt prea în stare să mă apropii de Tine, că am ceva probleme, o să mă apropii altă dată. E o atitudine greșită. Pentru că tot noi cântăm și dintr-o experiență, cred că adevărată, așa cum sunt, la Tine vin. Și Dumnezeu știe cum suntem. Domnul să ne ajute ca și în această părtășie din seara aceasta, așa cum suntem, să ne apropiem mai mult și mai mult de Domnul. Amin. Thank you.
Binecuvântat să fie numele Domnului. Amin. Frați și surori, iubiți prieteni, dacă sunteți aici în casa Domnului această seară, este un har pentru fiecare dintre noi că suntem la părtășie. Aici unde se cheamă numele Domnului peste fiecare dintre noi, este un har deosebit că suntem în casa Lui și aceasta este din partea lui Dumnezeu pentru noi un har că mai putem sta să auzim cuvântul Lui. M-am uitat la dumneavoastră, vă văd destul de dispuși să ascultați Evanghelia, chiar dacă sunteți așa sau suntem mai răsfirați puțin, doresc ca Domnul să vă binecuvânteze pe unde sunteți fiecare. Amin. Domnul să binecuvânteze în seara aceasta sămânța care va fi sămânată. Amin. Domnul să binecuvânteze în seara aceasta ogorul. Amin. Domnul să binecuvânteze în seara aceasta sămănătorul. Aleluia, slăvit să fie numele Lui! Amin, amin. Suntem în prezența Domnului, ca El vrea să ne mai vorbească, frați și surori. Mi s-a întâmplat de două ori în viață că să țin predica peste un ceas. Nu aici, nici în Austria, nici în Spania. Doar în România, când oamenii erau foarte duritori după Evanghelie, de două ori în viață. Și în seara aceasta vă asigur că, ca principiu personal, pentru mine, în adunare sunt două ceasuri. Cel care măsoară timpul, niciodată nu o să spun acest lucru, că ceasul e dușmanul meu. Nu. Ceasul mă ajută totdeauna să fiu înțelept. Pentru că Dumnezeu, de ce a pus ceasul și a înființat ceasul și după ceasul Lui, toată planeta și toată istoria se rotește. După ceasornicul lui Dumnezeu. Și a doilea ceas este adunarea. Și mă uit peste dumneavoastră și când o să văd că nu o să mai... O să fie doar ceea ce va da Domnul, ceea ce vede că e nevoie. Și mă rog să fac acest lucru. O să aveți totdeauna în fața dumneavoastră oameni cu slăbiciuni, pentru că Domnul nostru, care stă la dreapta Tatălui și mijlocește pentru noi, Iisus Hristos, a întins mâinile pe cruce, s-a dus ca jertfă, ca mare preot, o singură dată pentru totdeauna, ca eu și tu să stai liniștit, să asculți Evanghelia și într-o bună zi când te-a atins în inimă, îți aduci totdeauna aminte și mă aduc aminte totdeauna când mă plec pe genunchi și spun, Doamne, mă aduc aminte de ziua când m-am convertit, de ziua când m-am născut din nou, de ziua când am încheiat legământ cu Domnul, de ziua când am fost botezat cu Duhul Sfânt. Și mă aduc aminte în fiecare zi de Domnul meu, care urmăresc sfințirea până va veni El să ne ducă acasă. Cam de aceste lucruri trebuie să fim fiecare dintre noi animați și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Marele preot, Hristos Domnul, când a fost pe pământ în lucrarea mesianică, cu acelea slăbiciuni ca și noi, doar cu un singur lucru care nu a fost ca și noi, fără păcat, ca să poată să fie jertfa de răscumpărare pentru omenirea întreagă, care era planul lui Dumnezeu de la întemeia lumii. Amin. M-am uitat în cartea aceasta a unul dintre cei 12 apostoli, unul de stâlpii de bază a bisericii din Ierusalim, Iacov, robul Domnului, a scris cartea aceasta pentru biserica din Ierusalim ca și nu ca o dogmă sau o doctrină de bază a bisericii de atunci, și oamenii teologi și oamenii care au studiat cu adeamănunt această carte spun, nu este o carte dogmatică, doar o carte scrisă foarte modestic, foarte, foarte modest, doar cu un conținut covârșitor. Te saturi atât de mult când citești cartea aceasta lui Iacov, atâta de multă înțelepciune și pricepere, și dacă facem ce scrie în cartea aceasta, e de ajuns. Pentru că el începe așa foarte interesant și exegeta spune că a scos patru aspecte în evidență, tot din cartea lui Iacob, când suntem în cartea aceasta, în această seară, patru aspecte foarte importante. Credința, care este un aspect a suferinței.
Dacă noi suferim, spunea el, este un lucru care vine de la Domnul. Foarte interesant, frați și surori, ceea ce spune omul acesta lui Dumnezeu, Iacov. Apoi, credința se manifestă prin suferință, prin fapte, prin vorbire și prin viața cotidiană de zi cu zi. Așa începe el această epistolă. Și în final vrea să ne arate că viața noastră este foarte scurtă. Cei care v-a plăcut foarte mult fizica și a studiat acea formulă a aburului. Traducerea aceasta spune că aburul piere foarte repede. Nu se duce. Se duce și nu mai vezi niciodată. Ai pus apă într-un vas, ai dat o anumită temperatură și imediat ai văzut că e aburi, ai oprit, ai încetinit focul, ai redus la maxim sau de tot, aburii nu mai sunt. Și Apostolul Iacob cam așa spune că face o echivalență, un analog a vieții omului uman, a vieții ființei umane și spune cam așa este viața. Și acum trebuie să fim foarte atenți legat ce înseamnă a prețui timpul și a fi înțelept cu timpul care ne stă înainte. E foarte important să știi, Doamne, timpul care mi l-ai dat, să știu pentru ce mi-ai dat acest timp. Ca să trăiesc pentru tine? Sunt două zile care noi nu mai putem face nimic. Și eu m-am rugat Domnului, Doamne, acest mesaj să fie foarte din partea Ta, ceea ce mi-a pus Domnul pe inimă pentru adunare. Cât sunteți aici, la urmă, nu e important pentru mine mulțimea. Dacă 2-3 oameni, 2-3 femei, copii, tineri au primit acest cuvânt, dar am stat și m-am gândit, Doamne, aceste două zile, eu când mă gândeam la aceste două zile, mereu și mereu așa vin mesaje pe toate rețelele de socializare și vin un mesaj foarte de la un prieten de undeva din Moldova și zice: Daniel, să știi că sunt două zile, fără eu, prea mult, mai mult prin mesaje colaborăm, nu prin telefon. Și mi-am dat seama cum lucră Duhului Dumnezeu, zice, sunt două zile în viață. Eu mă gândeam la aceste două zile și mai târziu ca Dumnezeu să mă încurajeze la acest mesaj, zice, sunt două zile în viață, nu mai poți face nimic pentru ele. Cine mai poate face ceva pentru ziua de ieri? Mi-aducem aminte, fiecare și cei mai mulți oameni al lui Dumnezeu și oameni înțelepți au totdeauna o agendă și un jurnal și scriu în fiecare zi absolut tot ce fac. La sfârșitul lunii își trag concluzie și zic ce am făcut eu în luna aceasta sau anul acesta. Însă Dumnezeu vine prin omul lui David în Psalmul 90 cu versetul 4 și spune că ziua de ieri pentru Dumnezeu, știți cum este? Ca 1000 de ani. Extraordinar. Dumnezeu vorbește în istoria de ziua de ieri. Dar mai putem face ceva pentru ea? Pentru ziua de mâine, care putem face ceva pentru această zi? Deși pe vremea Domnului Iisus Hristos oamenii se frământau și eu mă frământ de multe ori și iar mă duc mâine la muncă și ia, nu știu cu ce o să mă mai confrunt, nu știu ce mesaj o să mai primesc, nu știu ce va fi mâine. Și Domnul Iisus Hristos a vizat foarte mult inima oamenilor și o vizează și a noastră în fiecare și spune: oameni buni, de ce vă gândiți la ziua de mâine? Matei capitolul 6. Ajunge aceste zile, o zi cu necaz va veni, dacă o apucăm. Nimeni nu poate să dea o semnă să spune: eu mâine o să fiu în viață. Dacă va voi Domnul, așa cum spunea Iacob, fiecare să fim foarte atenți la aceste două zile. Pentru ziua de ieri să scrie o istorie. Vedeți aici, mi-am pus chiar la cuprinsul Scripturii, sunt câteva pagini aici care nu este absolut, sunt imaculate. Așa. Vedeți? Absolut toată adunarea vede aceste două pagini, sunt, nu este nimic absolut scris pe ele. Dar ieri s-a scris ceva. S-a scris ceva pentru fiecare dintre noi. Absolut tot ceea ce am făcut.
Și Dumnezeu își ia timp prin slujitorii Lui, prin îngerii Lui și încă El personal. Și Biblia spune când se adună câțiva acolo și vorbesc despre Dumnezeu. Un înger scrie o carte în fiecare zi. Și fiii lui Dumnezeu când era adunați împreună și diavolul a venit acolo să vadă ce se întâmplă acolo, la acuzări, și vedeți să scrie ceva. În Apocalipsa găsim scris în versetul capitolul 20 cu 12 niște cărți la sfârșitul vremurilor, viacurilor, când se va termina lumea. Marea va da înapoi pe toți morții. Fiecare va veni, va reveni la judecată. Se vor deschide niște cărți în afară de cartea vieții și absolut tot ceea ce ai făcut ieri se va scrie acolo. Decât rămâne doar azi pentru noi. Să învățăm, să iubim și să trăim pentru Dumnezeu, să luăm decizii serioase. Aceasta ne rămâne astăzi. Aceasta o putem face. Venim aici și zicem, Doamne, vreau să ascult o predică, să doar așa să fiu delectat de ea. Mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să atingă orice inimă în această zi. Plecând din locul acesta, să luăm decizii foarte serioase. De ce spun acest lucru? De multe ori sunt de anturajele care sunt în această lume și spunea și Iacov aici, mai devreme în capitolul 4, nu vă vorbiți de rău, nu vă judecați unii pe alții. Și de multe ori sunt zonele acestea demonice, suntem prinși vrem, nu vrem, ca un magnet atrași de zonele acestea și îmi pare foarte rău. Suntem prinși, dragii mei, și parcă vrem să ne desprindem acolo și nu mai putem. Și acolo se scrie în fiecare zi tot ce faci absolut. Că vorbești de rău pe fratele tău, să scrie. Că îl judeci pe fratele tău, la fel să scrie. Că ignorezi faptele bune, la fel să scrie. Absolut tot ce facem. Și bine, și rău. Ce bine ar fi să scrie numai lucruri bune. Aleluia, Domnul să ne ajute. Să scrie absolut numai fapte vrednice de pocăință. Fapte demne de pocăință. În fiecare zi părtășie cu Domnul, părtășie cu frații. Pentru că ar fi mare pagubă. Că se scrie despre noi, uite, omul acesta a vorbit foarte mult de rău. Bă, dar a predicat Evanghelia, nu se poate așa ceva. Măi, omul ăsta a judecat, nu se poate așa ceva. Măi, când a fost vorba de o faptă bună, omul acesta a tăcut din gură, nu știu dacă a făcut sau nu. Zona aceasta, dragii mei, frați și surori, suntem prinși, vrem, nu vrem, într-o societate atât de infectată de păcat și de multe ori suntem vulnerabili în fața situațiilor și spunem, auzi, hai să spun ceva. Despre cineva spun o poveste, dar te rog să fii foarte atent cum să o spun. Ți-ai plecat urechea și ai auzit. Mă, tu știi ceva de omul acesta, ce? Păi știi ce a făcut? De unde ai informațiile acestea? Păi știi, mi-o zis fratele. Îl sun pe fratele, dar tu? Păi mi-o zis ăla, frate. Și suntem, de-aia vreau să vă spun că zonele acestea demonice sunt ca magnetul, atrași acolo, împinși acolo și nu mai putem să ieșim de acolo. O statistică a unui psiholog spunea în felul următor, zice, doamnele vorbesc pe zi între 8 și 9 mii de cuvinte și bărbații vorbesc, domnii vorbesc între 2 mii și 4 mii de cuvinte, jumătate. Și am stat și m-am gândit, Doamne, din atâtea cuvinte, și eu de felul meu vorbesc cam mult și n-ar trebui să vorbesc, dar am trebuit să vorbesc din cuvântul Domnului și cu oamenii despre Dumnezeu. Toate aceste cuvinte, miile și sute de cuvinte, le vorbesc în fiecare, să fie vorbite din Scriptură, despre Dumnezeu și zidloare. Ca să nu fiu acuzat niciodată despre unele lucruri care o să vină Domnul să spune ce ai făcut, ce ai vorbit. Ce ai judecat și așa mai departe, de ce ai ignorat lucrurile care te-a făcut și tu le-ai ignorat. Poate ai făcut și comploturi. Dumnezeu le vede toate din ceruri. Și am vrea în această seară să stăm înaintea Domnului să spunem, Doamne, am vrea să stăm înaintea Ta, să vorbim numai de bine. Chiar dacă m-a păgubit un frate, hai să nu-i spun frate, un cetățean, un concetățean, m-a păgubit, un vecin. Nu-i dau numele de dominațiune, de credința lui. Vorbește-l de bine, că omul acela are și ceva bun.
Isaia spunea în capitolul 1, învățați-vă să faceți binele. Nu vă mai morviți de rău unii pe alții, spune apostolul. Domnul Iisus Hristos este modelul nostru. El a avut slăbiciuni, dar câteodată zice, măi, m-a luat gura pe dinainte și am început să zic o vorbă destul de grea și cineva spune aici, am zis o glumă. Și de altfel, frate, a fost foarte așa mustrat, aspru și a zis, cum îți permis să spun o vorbă de asta în glumă? Păi o slăbiciunea mea, oameni buni, frați și surori, să nu ne permitem să ne judecăm, să ne jucăm cu vorbe ieftine, pentru că din vorbele noastre vom fi scoși vinovați, vorba noastră, mile de vorbe, și din vorbele noastre vom fi condamnați. Ce îi vom spune noi lui Dumnezeu? Doamne, știi, nu mi s-a spus acest lucru. Doamne, nu am găsit acolo în Scriptură că nu trebuie să vorbesc de rău pe fratele meu. Ba da, scrie în Scriptură să nu vorbești de rău pe fratele tău. La evrei știți care erau condițiile și consecințele care oamenii vorbeau de rău unul pe alții? Deci nu se discuta. Pe bază de martori, îl ducea la marele preot, nici n-ajungea la Moise. Deja era legile date din partea lui Dumnezeu, în legile, nu este scris în legile morale cele 10 porunci, dar erau anumite legi, legile care vizau viața cotidiană și apostolul și Dumnezeu îi spunea prin Moise, zice, Moise, scrie legile acestea, legi alimentare, legile care vizează viața cotidiană și dacă s-o vorbi de rău unul pe altul, unul sau pe mai marele lor vorbi de rău, să fie omorât cu pietri. Scrie în cartele Vetii, frați și surori, acest lucru. A dat Dumnezeu verdicte. Însă vine Domnul Iisus Hristos cu acelea slăbiciuni ca și noi, dar El niciodată, totdeauna El se uita la oameni când vorbeau unii de alții, îi vedea de departe când se certau unii cu alții și le vorbea după aia despre ce vorbeați unii cu alții și știe Domnul toate lucrurile. Și Domnul să ne ajute să vorbim numai de bine. Să vorbim numai cuvântul lui Dumnezeu când ne întâlnim unii cu alții. Te întâlnești la o ceașcă de cafea, la o părtășie de dimineață, colegul cu prietenul, cu cine știi cu cine, cu colegii de anturaj și să spui ce ai citit tu azi din Scriptură. Psalmul 138 este motoul acestei biserici pentru anul 2018. Și mereu fredonez acest psalm în mintea mea și mereu, aceste cuvinte. Este foarte important să vorbim frații noștri de bine. Chiar dacă vin dușmani. Nu vă uniți niciodată, dragi frați și surori, pentru că Dumnezeu a binecuvântat poporul Lui. Dacă auziți pe cineva că vorbește de rău pe poporul Domnului, aceasta înseamnă, știi ce înseamnă aceasta? Hulă! În termenii vechi, nu vă uniți cu ei! Știți ce a auzit când a auzit David că unul dintre cei năteați împrejur de un ostaș puternic a filistenilor aducea hulă poporul Domnului? Cum își permite acest năteat împrejur să hulească oștia lui Dumnezeu? Și tu, dacă îți pasă de poporul lui Dumnezeu, stai și îți pleci urechea la vorbe ieftine sau să-l musti în numele Domnului, spui nu! În poporul lui Dumnezeu nu sunt astfel de oameni. Aici sunt oameni sfinți. Oameni de care Dumnezeu are nevoie. Oameni care să fie vorbiți de bine. Știți acest lucru când se căutau în biserică? Ne trebuie câți? 7! 7 bărbați plini de Duhul Sfânt! Aș dori ca toată adunarea să fie plină de Duhul Sfânt! Vorbite de bine! Dar acest lucru, atenție, fiți foarte atenți, pentru că cel rău urmărește totdeauna. Când cauți să te apropii de Domnul, să iei hotărâri serioasă, să nu mai vorbești de rău, primești un telefon și auzi. Bă, dar tu i-auzi ce s-a întâmplat în familia cu tare? Tu spune atunci repede, uite, prin telefon ne rugăm acum amândoi pentru această familie. Ești primul care a atenuat acest plan demonic. Dacă începi să-i spui mai departe alte lucruri, o să alimentezi planul celui rău
să-i dai curs mai departe și se întâmplă flagelul și spune: Doamne, de ce s-a întâmplat acest lucru la adunare? În familia cu tare? Doamne, viața noastră e decât doar un abur. E foarte scurtă. E pagubă prea mare, frate și surori, să ne pierdem timpul cu lucruri ieftine în loc să stăm în prezența Domnului. Să ne zidim, să vorbim din Scriptură, cu psalmi, cântări de laudă, să vorbim numai de bine. E lucru cel mai important pentru credincios. Apoi, să vorbim, frați și surori, numai și numai de bine. Să nu mai judecăm. La punctul acesta judecat îmi spunea un frate, el mi-a spus, n-am auzit de la nimeni, vorbea cu un prieten foarte bun de-a lui, deci la mine a ajuns a doua persoană care s-a întâmplat acest lucru, zice, ne-am adunat, fiți atenți, pocăiți, la noi la biserică. Și am zis, uite, vreți să ne întâlnim trei persoane? S-au întâlnit la o cafea. Și au început toată localitatea, destul de mare, și au început judecata. Trei credincioși pentecostale. Fiecare cu ceașca de cafea. Nu știu dacă aveau și Biblia acolo cu ei, cred că nu aveau, că în Biblie scrie să nu judeci, că vei fi judecat. S-au dus oamenii aceștia, au început fiecare familie din localitate și au început pe, de la intrarea în localitate până la ieșire, fiecare stradă. Dar nu numai pe pentecostal, pe toți de-a rândul. Le-a venit rândul, fiți atenți ce vă spun. Și celor trei. Și doi dintre ei făceau așa un plan acțional la un jurnalist. Și întreba și pe dincoace și pe dincolo. Și pe cel care aducea toate informațiile, i-a venit rândul lui. Știi ce s-a întâmplat cu el? A amuțit. Și a zis, acum e familia ta la rând. A amuțit, n-a putut spune nimic. A zis, spuneți voi. Să lăsăm pe Dumnezeu să judece toate lucrurile. Nu vă grăbiți niciodată când vedeți o cauză, o situație, să intrați repede cu vorbe, cu gânduri. De ce s-a întâmplat, Doamne? Tu ești judecătorul cel drept. Vom sta într-o zi înaintea ta. Tu vei judeca vii și morții. Nu ai dreptul să intri să judeci prea mult. Și găsim în Scriptură, în 1 Corinteni capitolul 2, cu versetul 15, să și caut, spune că cel duhovnicesc poate să judece toate lucrurile. Totul. Acum, temperatura aceasta fiecăruia spirituală, eu nu pot să măsor. De-abia pe a mea. De-abia mă chinui cu mine și mă lupt cât de spiritual trebuie să fiu. Și mă văd și alții. Le vedem familie, soția, copii, vecini. Lupta care o duc eu personal. Nu-mi permit la nimeni să mă duc să iau barometru, să spun cât de spiritual ești, cât de duhovnicesc ești. Omul duhovnicesc. Biserica Maranat are nevoie de oameni duhovnicești. Toată biserica să fie sub această călăuzire a Duhului Sfânt. Oameni duhovnicești. Și atunci nu se mai fie sezonat pastorul. Pastorul, vezi că ai o problemă foarte serioasă în familia cu tare, a terminat problema acolo, de dincolo sună, nu mai face față, sună prezbiterii, sună diaconul, duceți-vă voi, nu mai pot! Familie la rând! Cu probleme și probleme! Dragii mei, omul duhovnicesc, dacă nu mai este în noi, să știți că vin lucrurile care nu le dorim în viața noastră. Vin! Ele nu ne întreabă! Nu negociază cu noi! Vin peste noi! Vin stări demonice! Cine știe ce stări la care ceea ce privim noi nu știu pe unde? Vin peste noi! Vin consecințele și după aia spune, Doamne, ce să fac?
Bilet la adunare ne rugăm, aleluia, ne rugăm, nicio problemă. Dar omul duhovnicesc, dimpotrivă, poate să judece totul. Și când el este judecat, el însuși nu poate fi judecat de nimeni, numai de Domnul, pentru că trăiește după voia lui Dumnezeu. Ne-am dorit acest lucru, să putem să judecăm totul? Dar aici nu se referă să intri în viața cotidiană a omului, în viața lui socială, în viața lui intimă, în viața lui privată. Să te duci la rând, ce are acolo, ce nu are. Să judeci lucrurile, să judeci vestiarul, să judeci șifonierele, îmbrăcămintea, cine știe mai ce. Omul duhovnicesc știe ce trebuie să judece. De aceea e nevoie ca toată adunarea să fie insuflată de acest Duh Sfânt al lui Dumnezeu. Să fim oameni duhovnicești, bărbați duhovnicești, femei duhovnicești, tineri duhovnicești și nu o să mai fie probleme în adunare. Doriți acest lucru? Hotărâri noi de a ne apropia de Domnul și Domnul o să o facă în seara aceasta cu fiecare dintre noi. Doamne ajută-ne, dă-ne putere să nu mai judecăm pe nimeni. Să rămânem noi credincioși, așa cum spunea în Galateni, capitolul 5. Sunt câteva lucruri foarte importante acolo, că fiecare să-și cerceteze fapta lui. Galateni, capitolul 5, cu versetul 4 și 5. Când ne legăm noi de noi, nu mai avem timp de alții. În seara aceasta ne gândim ca și cum am fi la cină. Știți că totdeauna oamenii Dumnezeu ne spun, vedeți că să ne apropiem de Domnul și nu e rău. Citeam în istoria bisericii primare, de-a lungul secolilor, libertatea care s-a dat totdeauna, libertatea socială, libertatea care a venit din partea Imperiului pentru religii, pentru creștinism, pentru fiecare biserică, a adus o mare apostazie pentru biserică. Adică o ignoranță, o neglijență în ceea ce înseamnă viața de creștin. Să nu te mai preocupi de tine, te preocupai de alții. Trăiești o viață cum îți place ție, dreptul omului, nu se mai poate spune nimic. Ce mai vorbim de oamenii duhovnicești? Mai sunt în secolul 21 oameni duhovnicești? Amin! Amin! Slăvit să fie Domnul! I-am găsit și totdeauna Dumnezeu nu se lasă fără ei! Nu se lasă fără adunare duhovnicească! Nu se lasă fără poporul lui, că poporul lui o să ajungă la el, un popor duhovnicesc. Dumnezeu să ne binecuvânteze! Fiecare să cerceteze fapta lui însuși. Așa spune în Galateni, capitolul 4, cu versetul... Galateni, capitolul 5, rectific, cu versetul 4. Mergem mai departe în cuvântul Domnului. Când te judeci pe tine, nu ai timp să te judeci pe alții. În 1 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 31, fiecare să se judece pe sine însuși. Fiecare să se judece. Dacă ne judecăm fiecare pe noi, repet încă o dată, nu mai avem timp de alții. Doamne ajută-ne să nu mai judecăm pe nimeni, să iau eu casa mea, copiii mei, împreună seara și să spunem, ne întrebăm copilul, măi, pruncule, pe unde ai îmblat astăzi? Fata la fel, băiatul la fel, soția, soțul, împreună, haideți să ne judecăm noi, să vedem ce am făcut astăzi pentru Domnul, ce n-am făcut pentru Domnul, ce am făcut, ce nu trebuia să facem, ce trebuia să facem și nu am făcut, ne plecăm înaintea lui Dumnezeu și ne rugăm, Doamne, iartă-ne! Acestea sunt judecăți profunde, personale, în familie, private. Și când familia se roagă așa, când vine la adunare aici, aleluia, parcă ne vedem îngerii, frați și frații sângeri, slăvit să fie Domnul! Și mă duc la ultimul gând, să învățăm să facem binele. Isaia 1 cu 17. Să nu mai ignorăm faptele bune. Și eu știu că Biserica Domnului de aici niciodată nu a ignorat faptele bune, că totdeauna, dacă s-a pus coșul la urmă, am auzit de mii de euro, au fost adunați oameni care au inima, oamenii Dumnezeu au inima pentru Domnul să dăruiască. Și să știți că o să vă întâlniți, ne întâlnim cu oamenii care au dăruit.
fiecare cu ceata lui, zgârciți cu ceata lor, oamenii dătătorii voioși cu ceata lor, fiecare cu ceata lui, se vor întâlni cu ceea ce au dat pentru Domnul. Și am vrea în această seară să concludem, frați și surori, să vorbim numai de bine, chiar dacă am fost păgubiți. Domnul se bucură. Să nu judecăm pe nimeni și să nu ignorăm faptele bune. Și să spunem, Doamne, dacă pentru o soră tânără când a plecat la Domnul, a fost tot satul năcăjit și supărat și îndoliat. Și a trecut pe acolo un om al lui Dumnezeu și a zis, ce se întâmplă aici în localitate? Cine a murit aici? Toți au venit și au îngenunchiat în fața slujitorului și au zis, cum am putea să o readucem în viață? Uite, haina aceasta, ea mi-a cusut-o. La copiii mei, ea i-a îmbrăcat pe toți. Toți pe rând treceau pe la apostolul și spunea, cum am putea readuce la viață? Ce a făcut această domnișoară pentru toată societatea din Iope? Multe lucruri a făcut. Și toate le-a făcut în numele Domnului, niciun ban nu i-a trebuit. Petru, foarte năcăjit, i-a scos pe toți afară. A chemat colegii lui de slujbă, a îngenuncat și a zis, Tabita, Iope, biserica te vrea înapoi. Te vrea înapoi pentru fapte bune, pentru faptele tale strigă după tine. Nu le-a ignorat niciodată, nu a zis niciodată, nu am timp să te ajut, nu am timp să-ți scos o haină. A zis, așteaptă la rând, e sora cu tare, e fratele cu tare. Dorim să ne întâlnim cu astfel de oameni? Amin. Slăvit să fie Domnul. Domnul să ne ajute să rămânem credincioși Lui. Timpul care ne-a dat Domnul să-L mai trăim, să-L trăim pentru El. Viața e foarte scurtă. Zonele acestea demonice care vin totdeauna să ne atragă, totdeauna este un opus al lui Dumnezeu, dar să ne împotrivim tari în credință celui rău și el va fugi de la noi, având scripturile, având rugăciuni, având ca principii de bază viața de creștin normală, trăim cu Dumnezeu. Și nu o să fim prinși de cloacă, nu o să fim prinși de judecată, nu o să fim prinși de ignorarea unor lucruri care sunt în favoarea lui Dumnezeu și o să zică Domnul ziua aceea. Și o să spună Domnul atunci, conclud cu versetul 2 Corinteni, vă rog să-l afișați dacă se poate, 5 cu 10. 2 Corinteni 5 cu 10. Îl voi citi cu voce tare. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru că fiecare să-și primească răsplata. După binele, eu după mine ascoate sau răul, pentru că într-o biserică și în viața unui credincios nu ar trebui să fie, dar pentru că omul lui Dumnezeu, care a scris această carte, a știut, după binele sau răul pe care va fi făcut când a trăit în trup. Ai făcut și bine, ai făcut și rău. Tot se va scrie aici, într-o carte. Dar aș vrea ca de azi înainte, Doamne, să se scrie numai lucruri bune. Amin. Timpul necesar pentru a face o evaluare fiecare în dreptul lui și pentru a lua măsuri concrete în ceea ce privește atitudinile noastre ca și copii al lui Dumnezeu referitor la a ne analiza mai mult pe noi decât pe alții, pentru că viața e scurtă. Așa se citea aici și asemenea mesaje, nu știu cum le considerați dumneavoastră, acum predica s-a încheiat. Normal că o să înceapă nu judecarea predicatorului și a mesajului, ci aprofundarea lui. Ce am luat eu din tot mesajul ăsta și la ce îmi folosește? Și ascultând mesajul fratelui Daniel, mi-am adus aminte că nu cu foarte mult timp în urmă, am fost la un seminar pe linie profesională
Și acolo trebuia să ne se transmită o temă care avea legătură cu viitorul în construcții. Și cei care au organizat seminarul au pregătit înainte de tema propriu-zisă o persoană care să ne motiveze, nu referitor la tema respectivă, ci era vorba de un motivațion strena. Unul care prin cuvintele lui încerca timp de o oră să ne îmbărbăteze, să ne provoace la ce credeți. Paralel aproape cu mesajul ăsta. Să nu fim influențați de alții din jur, de lucruri negative, să ne uităm mai mult la noi, să avem încredere în potențialul care îl avem, să ne-l evaluăm, să... Și vorbeam cu unul dintre organizatori care ne-a spus referitor la costuri. Și acum ascultați foarte bine. Pentru o oră de a motiva 400 de oameni era plătit cu 5.000 de euro. Și îmi aduc aminte și de cuvintele care le-a spus el, dar am meditat și la ceea ce a spus fratele Daniel prin Duhul Sfânt și de-aia am spus parcă și data trecută. E mare har să ai ocazia asta să te întâlnești aici, să asculți prin Duhul Sfânt mesaje care ne sunt folositoare nu numai pentru viața asta, și pentru viața veșnică. Și Domnul să ne ajute să ne îmbărbătăm la auzirea mesajelor acolo unde probabil că unele nu le-am înțeles. Unele din pricina măsurii noastre de credință poate nu le-am acceptat. Cuvântul Domnului ne oferă posibilitatea să cercetăm toate lucrurile. Și mie asta îmi place, de aia am și Biblia cam plină de foi, că aud tot felul de mesaje. Aici mie îmi place să notez ideile principale și apoi cândva mai vine și câte un gând pe care îl dezvolt și îți folosește exact mie personal și poate și ție personal. Cred că pentru după masa aceasta, mesajul care l-am auzit și atmosfera care a fost aici a fost suficientă, cel puțin asta am perceput eu și cred că și voi, că trebuie și înțelept să-mi evaluez atitudinile mele în familia mea, în primul rând, și dacă în funcție de slujire, exclusiv pentru mine, și apoi în funcție de slujire și pentru cei din public, dirijori, cei care cântă cântările în comun, proroci, predicatori și așa mai departe. Aș vrea să facem o rugăciune în seara aceasta, acum la încheiere. Ca Dumnezeu să ne dea puterea și voința. Am mai spus lucrul ăsta aici pentru că sunt lucruri care le-am întâlnit pe teren. Frate, nu mai am nici voință, știu că ce spui, sfatul care l-am dat e bun în situația respectivă, nu mai am nici voință și nici putere să mai fac ceea ce mă îndemn. Și am zis, exact ești persoana cea mai potrivită ca Dumnezeu să intre la lucru în viața ta. Pentru că așa spune cuvântul Domnului, că Dumnezeu dă și voința și puterea de înfăptuire. Doar să fii conștient de lucrul ăsta. N-am nici voință, nu mai am așa, nici atragere și nici putere să mai fac. Îs la pământ, îs jos. În moment ce ai recunoscut lucrurile astea și îl accepți pe Dumnezeu să intervină, ești exact persoana potrivită. De acolo să poți schimba lucrurile înspre bine. Doar să vrei lucrul ăsta. Și aș vrea ca în rugăciunea care o facem, exact lucrurile astea să le cerem lui Dumnezeu. Pentru că, așa cum spunem noi, și așa este, Tatăl nostru care ești în ceruri, de când am fost mic, eu am priceput în mediul în care crescut, în adunarea care era în casă, eu întotdeauna am știut că eu am doi tați. Și care era raționamentul meu? Se spunea în biserică că Tatăl nostru cel ceresc e atotputernic, poate să ne ajute în orice situație și când mă duceam la tatăl meu îmi spunea că cu asta nu pot să te ajut. Începând de la anumite ecuații la matematică care îl depășeau nivelul lui de matematică, spunea aici nu mai pot să te ajut. Și în altă situație iar nu mai pot. Și atunci în raționamentul meu era știu la cine să apelez. Mai am un tată
care poate să mă ajute în toate lucrurile. Aș dori să vă ridicați în picioare și să apelăm copiii. Mie îmi place să mă adresez și copiilor. Ei nu sunt o cantitate neglijabilă în adunare și vă rog frumos să fiți foarte atenți. Eu așa am crescut. Păstorul care era în biserica noastră, unde erau 15 majori și noi 8 copii, asta era toată biserica, de fiecare dată avea câte un cuvânt și pentru noi. Și probabil, și nu probabil, sigur de aia mie îmi place să mă adresez și lor. De multe ori părinții zic, nu, păi ăștia-s mici, ei, ba da, voi pricepeți tot așa de bine ca și noi, ba încă câteodată le pricepeți și din prima. Să apelați și să vă rugați lui Dumnezeu așa cum știe un copil. Noi ăștia mai mari suntem mai sofisticați înaintea lui Dumnezeu. Noi spunem lui Dumnezeu, Doamne, Dumnezeu lui Avram, Isaac și Iacov, care ai făcut cerurile și pământul. Un copil vine și zice, Doamne, mama e bolnavă, te rog să o vindeci. Haideți să mergem înaintea lui Dumnezeu. Contează foarte mult. Știu și pe terenul din misiune. Veneau oamenii și ziceau, am problema cu tare. Haideți să ne rugăm lui Dumnezeu. Cum și atât? Păi Dumnezeu, apelarea la rugăciune și apelarea la Dumnezeu, pentru mulți oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu în felul ăsta, se pare o ciudățenie. Dar nu să facem ceva, să căutăm o strategie, să ne punem mintea la contribuție, am zis în primul rând la rugăciune. Copiii, și voi să puneți mâinile așa frumos cum vă învăța mama și tata, amin. Să închideți ochii, amin. Și să vă rugați lui Dumnezeu. Știți foarte multe cuvinte și știți nevoile care sunt în viața voastră. Știți nevoile care sunt în familia voastră. Doar să vreți. Și știu că vreți. Așa ați fost educați de părinții voștri. Așa suntem învățați și noi de Duhul Sfânt. Să vrem să facem tot ceea ce este vrednic de iubit, vrednic de trăit în prezența lui Dumnezeu, vrednic tot ce este bun, și lucrurile astea să ne însuflețească. Și în această rugăciune să-i cerem lui Dumnezeu lucrurile acestea și să credem că Dumnezeu ni le dă prin credință. Spunând cu cuvintele noastre, ce înseamnă credință? De multe ori m-am întrebat și eu, când intervine credința? Credința intervine atunci când ai curajul să-i spui lui Dumnezeu cu cuvintele tale, cu voce tare, ceea ce te apasă pe inimă. Asta înseamnă credință, pentru că tu nu-L vezi pe Dumnezeu, știi că El există și te adresezi cuiva care nu-L vezi cu ochii aceștia, dar știi că poate să-ți vină în ajutor și îi spui exact problema ta. Aceasta am fost îndemnați și în seara aceasta la un capitol concret, de a ne uita în viața noastră, de a ne cerceta viața noastră și de a ne opune o rânduială cu cuvântul lui Dumnezeu. Căci zilele sunt scurte, și viața noastră e ca un abur. Acum se ridică și apoi nu mai este. De aceea să fim înțelepți și să beneficiem de harul care și în seara aceasta ne-a fost dat, să venim la părtășie, să ascultăm cuvântul Domnului și să ne îmbărbătăm pentru a-i cere lui Dumnezeu și voință și putere de înfăptuire. Și eu cred că Dumnezeu ne va da. Să ne rugăm Domnului.